numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Dragi creștini, iubiți credincioși, ne aflăm în duminica a 21-a din timpul de peste an. Și în această duminică, așa cum ne spune cuvântul Domnului de astăzi, suntem invitați ca în timpul vieții noastre să avem o preocupare deosebită și anume aceea de a ne pregăti sufletul nostru pentru a ocupa locul în cer și anume să ne preocupăm de mântuirea noastră. Să ne recunoaștem păcatele pentru a celebra cum se cuvine Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo.
Să ne rugăm! Dumnezeule, care unești într-o singură voință cugetele celor ce cred în Tine, dă-i poporului Tău harul să iubească ceea ce poruncești și să dorească ceea ce făgăduiești, pentru ca în nestatornicia lumii acesteia inimile noastre să fie ancorate acolo unde se află adevăratele bucurii. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul: Eu cunosc faptele lor și gândurile lor, dar vine timpul să adun toate neamurile și limbile. Ele vor veni și vor vedea gloria mea. Voi pune între ei un semn și pe cei eliberați dintre ei îi voi trimite la neamuri, la Tarșiș, la Pul, la cei din Lud care întind arcul, la Tubal și la Iavan, la insulele îndepărtate, care nu au auzit de faima mea, nici nu au văzut gloria mea. Vor face cunoscută gloria mea printre neamuri. Îi vor face pe frații lor dintre neamuri să aducă ofrandă Domnului, pe cai, în care și în trăsuri, pe măgari și pe dromaderi, la muntele meu cel sfânt, din Ierusalim, oracolul Domnului. Așa cum aduc fiii lui Israel ofrandă în vase curate în casa Domnului, voi lua și dintre ei preoți și leviți, spune Domnul, cuvântul Domnului. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la toată făptura. Lăudați-L pe Domnul toate neamurile, preamăriți-L toate popoarele. Căci mare este îndurarea Lui asupra noastră și adevărul Domnului rămâne în veci. Lectura a doua. Pe cel care îl iubește, Domnul îl pedepsește. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, ați uitat sfatul care v-a fost dat ca unor fii? Fiul meu, nu disprețui disciplina Domnului și nu te descuraja când ești mustrat de El, căci pe cel pe care îl iubește, Domnul îl pedepsește și îl bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Ceea ce îndurați este spre învățătura voastră. Dumnezeu vă tratează ca pe niște fii, căci care este fiul pe care tatăl nu-l pedepsește? Orice pedeapsă nu pare să fie pe moment bucurie, ci întristare, dar mai târziu aduce, în schimb, celor care au fost încercați de ea, rodul dătător de pace al dreptății. De aceea, îndepărtați mâinile moleșite și genunchii fără vlagă și faceți drumuri drepte pentru picioarele voastre, pentru ca acel șchiop să nu se abată, ci mai degrabă să se vindece. Cuvântul Domnului.
sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, călătorind către Ierusalim, Iisus trecea prin cetăți și sate învățând, dar cineva i-a spus, Doamne, sunt puțini cei mântuiți? El le-a spus, străduiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, căci vă spun, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. După ce stăpânul casei se va scula și va închide poarta, stând afară, veți începe să bateți la poartă, spunând, Stăpâne, deschide-ne. Dar el răspunzând, vă va spune, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să spuneți, noi am mâncat și am băut împreună cu tine, iar tu ai învățat prin piețele noastre. Însă el vă va spune, nu știu de unde sunteți. Plecați de la mine voi toți care săvârșiți fără de legea. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților când îl veți vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob și pe toți profeții în împărăția lui Dumnezeu. Voi însă veți fi alungați afară. Și vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor fi așezați la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, ne-am adunat cu toții în această duminică frumoasă pentru a-L întâlni pe Dumnezeu în acest loc deosebit, unde vine în mijlocul nostru, sub taina pâinii și a vinului. Dar El coboară în aceste specii în mod concret, în mod real. Așadar, întâlnirea noastră este o întâlnire reală cu o persoană, cu Iisus Hristos. Și de fiecare dată dorim să participăm la jertfa euharistică, pentru că avem multe motive să îi mulțumim Domnului. Cu siguranță doriți să îi mulțumiți pentru familia dumneavoastră, pentru tot ceea ce Domnul a săvârșit în viața dumneavoastră. Să vă rugați pentru cei apropiați, pentru cei bolnavi și multe altele cu siguranță sunt intențiile cu care v-ați prezentat și vă prezentați mereu la Sfânta Liturghie. Și eu astăzi vreau să-i mulțumesc Domnului pentru trei lucruri în mod deosebit. În primul rând vreau să-i mulțumesc Domnului pentru darul vieții. Într-adevăr, acesta este un dar minunat. Este minunat să faci această experiență a vieții când ai parte să cunoști persoane deosebite, să ai o familie deosebită, să întâlnești numeroase persoane, fiecare cu darul său cu care Dumnezeu i-a înzestrat. Apoi, în al doilea rând, vreau să-i mulțumesc Domnului la această liturghie într-un mod deosebit pentru darul preoției la care m-a chemat. Și acest dar l-am simțit, această vocație am simțit-o încă din copilărie.
și îi mulțumesc Domnului pentru acest lucru. Pe lângă aceste daruri am simțit mereu o atracție deosebită către muzică și am dorit ca să pun în serviciul Domnului acest dar, acest talent pe care Dumnezeu mi l-a oferit, oferind mult din timpul meu muzicii și în mod deosebit muzicii liturgice. Iată, acestea sunt câteva lucruri pentru care vreau să-i mulțumesc și pentru care dorim să-i mulțumim Domnului la această liturghie. Cuvintele lui Iisus din Evanghelia de astăzi provoacă oarecum în sufletele noastre tulburare, neliniște și poate chiar frică. Dar este o tulburare, o frică sfântă, salvatoare, capabilă să ne trezească din amorțeala spirituală în care uneori intrăm. Nu cred că există om care a ajuns la vârsta judecății să nu-și pună măcar în anumite momente ale vieții această întrebare. Care va fi destinul meu după această viață? Ce se va întâmpla după mine, după moarte? Oare voi fi și eu printre cei mântuiți? Este exact ceea ce am ascultat în Evanghelia de astăzi. Într-o zi, pe când Iisus se îndrepta spre Ierusalim, cineva, cu siguranță un suflet preocupat de aceste lucruri, s-a apropiat de Iisus și i-a pus această întrebare. Doamne, oare sunt puțini cei care se mântuiesc? De fapt, această problemă a numărului celor care se mântuiesc era foarte discutată în acea perioadă, în timpul lui Iisus. Unii gândeau că se mântuiesc doar cei care fac parte din poporul evreiesc, pentru că aparțineau poporului lui Dumnezeu. Alții însă spuneau așa, nu, se mântuiesc doar cei care sunt foarte zeloși, cei care sunt fervoroși în practicarea legii și mai cu seamă în practicarea obiceiurilor strămoșești. Nimeni nu se gândea că s-ar fi putut mântui cineva care era din afara poporului evreu. Și nici de cum nu era posibil, după părerea lor, să se mântuiască un păgân. Iisus abate răspunsul în altă direcție. El scoate problema din sfera curiozității și o plasează în sfera înțelepciunii, a carității, a seriozității și responsabilității personale. Iubiți credincioși, dacă analizăm bine Sfânta Scriptură, putem observa cu ușurință că sunt trei lucruri asupra cărora Iisus păstrează oarecum secretul absolut. În primul rând, nu destăinuie momentul morții sale. Apoi, un al doilea lucru, nu destăinuie momentul reîntoarcerii sale la sfârșitul lumii. Nu spune exact când se va reîntoarce. Și al treilea lucru, nu spune numărul celor care se vor mântui. În răspunsul său, Iisus nu spune numărul exact al celor care se mântuiesc, dar ne spune cum să ne mântuim, cum ne putem mântui fiecare dintre noi. În răspunsul său, Iisus ne arată două lucruri, un lucru negativ și altul pozitiv. Iată-l pe cel negativ. Pentru a ne mântui, nu este suficientă aparența. Pentru a ne mântui, nu este suficient să aparținem doar unei biserici, nu este suficient doar să fii botezat, nu este suficient să figurezi în listele de la parohie, nu este suficient să aparții doar unei biserici sau unei congregații sau să fii un predicator bun sau să spui că ai participat la liturghie și te-ai hrănit cu Sfânta Euharistie, nimic din toate acestea nu-ți garantează, nu-ți asigură automat mântuirea.
Cu alte cuvinte, iubiți credincioși, în cer nu se intră cu pile. În cer nu se intră după ochi frumoși. Iisus ne atrage atenția că atunci când se va încuia poarta, unii vor începe să spună: Doamne, noi am mâncat cu Tine și am băut împreună cu Tine, iar Tu ai învățat prin piețele noastre. Adică suntem de ai Tăi, ne-ai uitat? Adesea avem ispita să credem că mântuirea se obține, așa cum spuneam, cu relații sau după ochi frumoși. Doamne, eu am fost un preot în viața mea, am fost o persoană consacrată, Ți-am slujit toată viața. Doamne, eu am fost un creștin bun, eu nu am fost ca alții. Eu am venit mereu la biserică, duminică de duminică, am făcut multe rozarii, am făcut multe novene. La toate acestea Dumnezeu poate să răspundă: bravo, felicitări, dar nu este suficient pentru a te mântui. Iubiți credincioși, în cer nu se intră prin alții, nu se intră în funcție de condiția socială pe care o ocupi în societate. În cer nu se intră în funcție de religie sau confesiune, în funcție de biserica pe care ai frecventat-o. Mântuirea o obținem fiecare în mod individual. Mi-aduc aminte de un preot, cu siguranță mulți dintre dumneavoastră l-ați cunoscut, Părintele Budău Mihai, noi îi spuneam Părintele Titea. Mi-aduc aminte foarte bine, repeta mereu acest lucru: mântuirea este o problemă personală. Pe calea mântuirii mărșăluim împreună cu alții, dar pe poartă se intră de unul singur, deoarece poarta este îngustă și nu cap nici măcar doi. Al doilea lucru care reiese din răspunsul lui Iisus este aspectul pozitiv. Străduiți-vă să mergeți pe drumul cel strâmt, să intrați pe ușa cea îngustă care duce la mântuire. Așadar, iubiți credincioși, nu are importanță să știm câți se mântuiesc sau câți se osândesc. Mântuirea noastră nu depinde de numărul mare sau mic al celor care se mântuiesc sau se osândesc. Mântuirea noastră depinde de efortul pe care noi îl facem, de angajamentul personal în a deveni mereu mai buni, și se va folosi o unitate de măsură. Această unitate nu este altceva decât iubirea, dragostea, felul cum ne-am comportat cu cei din jurul nostru. Este adevărat că Dumnezeu este iubire infinită, dar este la fel de adevărat că El este și drept, este dreptate infinită. Cuvintele Evangheliei de astăzi sunt așadar o invitație la o reflecție profundă pe care să o facem fiecare. O invitație la o seriozitate în preocuparea de a cuceri, de a ocupa acel loc și de a merita acel loc care ne-a fost nouă pregătită de Domnul. A merge pe calea cea îngustă înseamnă împlinirea legilor lui Dumnezeu, înseamnă iubire și iertare, înseamnă o viață cumpătată și curată, înseamnă a ne lua zilnic crucea și a merge pe urmele lui Iisus. Înseamnă să ne acceptăm fiecare condiția pe care o trăim, înseamnă a-ți face datoria în familie, înseamnă a-i ajuta pe cei nevoiași și pe cei care sunt mai săraci decât noi. Îi cerem Bunului Dumnezeu să ne ajute să punem în practică acest cuvânt pe care ni l-a oferit astăzi și să ne ajute ca fiecare zi din viața noastră să fie o preocupare continuă pentru cele veșnice, pentru cer. Lăudat să fie Iisus Hristos! Să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu,
Iisus Hristos, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și s-a suit la cer. Și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului. Fraților prea iubiți, Mântuitorul ne-a învățat să umblăm în lumină. Uniți în ascultarea cuvântului dumnezeiesc și în oferirea jertfei sfinte, să-i cerem harul de a înțelege și de a trăi Evanghelia sa. Doamne Iisuse Hristoase, lumina lumii, dăruiește-le fiilor bisericii tale o dorință tot mai aprinsă de a te cunoaște și de a te urma. Transformă pe toți păstorii bisericii în adevărați apostoli, plini de credință, de zel sfânt și de iubire. Deschide mințile și inimile celor necredincioși ca să primească adevărul învățăturii tale. Luminează-ne să putem deosebi mereu adevărul de eroare pentru a ajunge la sfințenie la care ne chemi Tu. Învață-ne ca după exemplu preacuratei Fecioare Maria să păstrăm în inimă cuvintele tale, să le medităm și să le împlinim. Cheamă pe toți credincioși răposați să contemple strălucirea feței tale în ceruri. Dumnezeule prea milostiv, căile tale sunt adevăr și dreptate. Ajută-ne să urmăm învățătura Sfintei Evangheliei și să o propovăduim prin întreaga noastră viață, prin Hristos Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Prin jertfa pe care Hristos a adus-o odată pentru totdeauna, Tu ai făcut din noi, Doamne, fiii Tăi, dobândindu-ți un popor sfânt. Binevoiește a revărsa asupra bisericii Tale darul unității și al păcii, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumirii pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul timpului și al istoriei, Tu l-ai plăsmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile. Pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a Te preamări și a-Ți mulțumi, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, Te laudă într-un singur glas. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată.
De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți-l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre tutindeni, pe frații noștri lăposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului,
și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea libere de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos să împărtășească pentru viața cea veșnică.
Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne, ca îndurarea Ta să lucreze în noi și să ne vindece pe deplin. Transformă-ne și înflăcărează-ne cu iubirea Ta, ca să putem să-ți fim plăcuți în toate. Prin Hristos, Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înger al lui Dumnezeu. Să luați puțin loc. Aș începe înainte de toate prin a vă împărtăși o trăire, o experiență pe care am făcut-o împreună cu membrii ai Corului Mare duminica trecută, în timp ce se desfășura, să zicem așa, excursia anuală între cele două hramuri. Dacă nu știți, se obișnuiește de ceva ani ca membrii Corului Mare, ca o răsplată pentru efortul pe care îl fac duminică de duminică, să meargă într-o excursie undeva într-un loc în țară. Anul acesta am avut bucuria de a revedea sighetul Marmației cu memorialul acela al tuturor celor care au suferit în închisorile comuniste. Și am avut frumoasa, fericită ocazie de a vizita câteva mănăstiri din Maramureș. Dacă ați avut ocazia să ajungeți pe acolo, cu siguranță ați fost fascinați de frumusețea acelor locuri, sau măcar am auzit sau am văzut într-un reportaj la televizor. Și a fost o remarcă pe care o făcea cineva la un moment dat. Ce frumos erau îmbrăcați oamenii care mergeau la biserică. Știți ce haine au? Nu sunt deloc haine răcoroase sau de astea de vară. Cred că sunt destul de călduroase și totuși oamenii aceia mergeau în felul acesta îmbrăcați la biserică. Sunt convins că nu pentru a-și etala frumusețea hainelor, ci pentru că ei trăiesc momentul acela al participării la Sfânta Liturghie ca pe un moment de sărbătoare. Și vorbeam noi acolo între noi ce frumos ar fi ca și la noi, la catedrală, oamenii să fie îmbrăcați, sigur nu în costume populare
nu în costume din acelea, dar să fie îmbrăcați într-o haină de sărbătoare, o haină deosebită, o haină pe care nu o îmbrăcăm în restul săptămânii, nu o îmbrăcăm atunci când mergem la plimbare, nu o îmbrăcăm atunci când mergem, știu, la plajă sau în altă parte, o haină de sărbătoare, care să vorbească despre întâlnirea cu Dumnezeu. Am fost și la o piscină. Nimeni nu era îmbrăcat în costum. Toți erau îmbrăcați corespunzători. Dacă la piscină nimeni nu se îmbracă în costum, cravată, elegant, ci se îmbracă corespunzător, cu atât mai mult în casa Domnului avem obligația de conștiință de a ne îmbrăca corespunzător. Astfel încât aș îndrăzni să spun, am avut un vis. Ce bine ar fi ca visul acesta să se împlinească. Totul depinde de fiecare, fără doar și poate. Înainte de a pleca de acasă, să vă întrebați unde merg. La biserică? A, acolo trebuie să mă îmbrac corespunzător. Astfel încât dacă cineva mă vede, să mă admire pentru faptul că merg la biserică. Și dacă mă întreabă, să spun cu oarecare orgoliu, da, merg la biserică, merg la întâlnirea cu Dumnezeu. Astfel încât mersul duminica la biserică nu să fie un accesoriu al momentului plimbării. Nu. Acela să fie momentul principal al vieții mele de credință în duminica respectivă. Și atunci, făcând sărbătoare, ne simțim cu toții în sărbătoare bucuroși de a ne întâlni cu Domnul, care, vă aduceți aminte, a spus acea parabolă a regelui care a făcut un ospăț de nuntă și la un moment dat l-a prins pe unul că nu era îmbrăcat corespunzător, l-a dat afară. Cum poți să intri în sala de nuntă fără haina de nuntă? Sfânta Liturghie este și un ospăț de nuntă al mielului. Nu putem veni oricum. Trebuie să existe și această îmbrăcăminte exterioară care vorbește despre podoaba interioară frumoasă a sufletului nostru. M-aș bucura ca visul acela să devină realitate. Și sigur, din aproape în aproape, unul câte unul. Dacă ne gândim în felul acesta, atunci când ne îndreptăm pașii către biserică, este locul sacru pe care trebuie să-l tratăm ca atare, atunci cu siguranță va fi diferență clară între vestimentația cu care mergem la plimbare și cea cu care mergem în casa Domnului. La mănăstiri e scris acolo clar, fără haine din acestea sumare, care sunt specifice altor locuri, nu locului sacru al mănăstirii. Și eventual persoanele care n-au fost pregătite, își iau acolo ceva, o brobadă, ca totuși să corespundă exigențelor. Aceasta era recomandarea mea, iubiți credincioși. O fac cu dragă inimă pentru toți dumneavoastră, în calitate de paroh al dumneavoastră, care mă simt responsabil de acest aspect. Nu putem să confundăm lucrurile. Pentru că dacă tratăm necorespunzător casa Domnului, în cele din urmă îl tratăm necorespunzător pe cel care este stăpânul, pe Dumnezeu. V-aș recomanda așadar să reflectați, cei care sigur vă simțiți, cum se zice, cu musca pe căciulă și să acționați în consecință. Sigur, unii vor zice, nu mai merg la biserică. Este alegerea fiecăruia. Cred că e de ajuns recomandarea, cum se spune, ajunge o măciucă la un car de oale. Duminica viitoare, iubiți credincioși, vom spune bun venit părintelui Gabriel Cătălin Păuleț, care se va ocupa de pastorația copiilor. Colecta de duminica trecută era pentru seminariile diecezane. S-au strâns 4.593 de lei. Vă mulțumim pentru generozitatea dovedită și de data aceasta. Domnul să vă răsplătească și să vă sporească darul. Am început înscrierile pentru pelerinajul comunității noastre la Cacica din ziua de sâmbătă, 7 septembrie. Vor fi la dispoziție două autocare, deja s-au umplut unul. Înscrierile se fac la biroul parohial pe parcursul acestei săptămâni până duminica viitoare, inclusiv în funcție de câți pelerini vor fi. Cum se zice, primul sosit, primul servit. Dacă vor fi mai mulți, încercăm să găsim soluții. Dacă vor fi mai puțini, se găsesc soluții de asemenea.
Părintele Ciprian la predică spunea că aduce o întreită mulțumire lui Dumnezeu. Eu aș adăuga un al patrulea motiv de mulțumire în nume personal și în numele dumneavoastră al tuturor. Îi mulțumim Domnului pentru că l-am avut aici pe Părintele Ciprian în ultimii ani, slujind cu devotament în această misiune de pregătire și dirijare a corului mare. Începând cu 1 septembrie, Părintele este numit paroh la Suceava. Îi dorim mult, mult succes în noua misiune. Îi mulțumim din toată inima pentru efortul pe care l-a făcut împreună cu membrii corului mare și cu siguranță l-așteptăm cu drag ori de câte ori va dori să-i aducă pe credincioșii săi de la Suceava să le arate cât de frumos se îmbracă credincioșii de la catedrală. Îi dorim mulți ani, multă sănătate și Domnul să-l copleșească în continuare cu darurile sale și să-i mențină la tonuri înalte această vocație pentru muzica sacră. Iubiți credincioși, doar două cuvinte vreau să spun. În primul rând să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această experiență pe care am făcut-o aici, în mijlocul dumneavoastră, timp de 3 ani de zile. Știu că mulți m-ați cunoscut mai puțin, deoarece am stat acolo, în zona aia, sau la subsol, la repetițiile care se făceau pentru sărbători, duminici și alte evenimente care au fost aici. Mulțumesc episcopilor, episcopului Iosif Păuleț, episcopului emerit Petru Gherghel, episcopului auxiliar, vouă tuturor, pentru că ați știut să ne încurajați pe noi cei care am animat celebrările liturgice și în ultimul rând părintelui paroh, celorlalți colaboratori din casă și, bineînțeles, tuturor coriștilor. Este o muncă care este în ascuns, nu se știe cât este de greu, mulți dintre ei au copii, sau au trebuit să vină cu copiii la repetiție, dar au oferit din timpul lor. În biserică sunt multe carisme. Unul este fecior de biserică, altul este ministrant, altul este preot, altul este corist, altul este organist, dar toți împreună este important să creăm acea comuniune și să facem toate spre mai marea slavă a lui Dumnezeu. O mulțumire deosebită o adresez domnului profesor Bișoc Mihai, care de multe ori m-a ajutat în a pregăti corul și în a dirija în acele momente când eu nu eram, soliștilor, organistului Octavian Bișoc și tuturor coriștilor care au participat la animarea celebrărilor liturgice. Vă mulțumesc din toată inima și să vă rugați pentru mine, pentru ca să fiu un preot bun. Mulțumesc! Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturgia s-a sfârșit, mergeți în pace.